Începem dimineața cu o veste foarte bună. Pacienții cu dureri de coloană vertebrală au acces la un ecosistem medical care le permite aflarea răspunsului privind traseul pe care îl au de urmat, dar și soluțiile concrete chiar din confortul casei lor. Unul dintre fondatorii primului ecosistem medical din România ce îmbină managementul durerii online, terapia chirurgicală și terapia durerii este alături de noi în platoul Weekend Matinal să ne povestească mai multe. Bun găsit, Alexandru Ilie! Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Noi am început deja discuția înainte să începem emisiunea, pentru că, nu știu dacă ați observat, săptămâna trecută eram un soi de babet. Mă durea așa un pic spatele. Mi-am revenit, nu cu domnul Ilie, cu ajutorul altui terapeut, și discutam noi despre tocuri. Da, și, dar până la tocuri, prima întrebare a domnului Ilie când ne-am întâlnit la machiaj, mărturisesc că a fost despre tocuri și cât de înalte sunt tocurile pe care le purtăm, dar până atunci poate ne spuneți cum funcționează acest sistem și cum l-ați pus la punct. Mulțumesc! În primul rând, acest ecosistem a fost construit pentru a putea ajuta pacientul român din orice colț al țării se află, dar și din diaspora, pentru a putea să-și găsească o soluție precisă asupra factorului ce limitează, de fapt, calitatea vieții. Povesteai mai devreme că te-ai trezit acum o săptămână, cu o durere importantă. Mm-hmm. Întrebarea pentru pacientul român este cui mă adresez? Și în acest sens am construit, practic, o hartă pe care pacientul o poate urmări foarte precis, cu borne precise, în baza căreia poate să-și găsească o soluție. Așa cum vedeți și în această imagine, totul debutează cu posibilitatea de a avea un consult în sistem de telemedicină cu un specialist în recuperare medicală. Este vorba de un medic specialist în reabilitare care poate să-ți ofere o traiectorie, fie prezint semne de urgență și imediat ești văzut de către un neurochirurg pentru că ești subiectul unei intervenții chirurgicale, fie în majoritatea situațiilor, peste 95% din pacienți nu prezintă aceste semne de urgență și sunt subiectul unui tratament conservator. Practic, dai un telefon, dacă te doare spatele sau, nu știu, ai alunecat în baie sau ai mers prea mult pe tocuri și simți că te doare spatele sau că ai înțepenit. Dai un telefon prin acest sistem și ți se spune, e un fel de consultație la telefon care te orientează fie spre un spital, fie spre? Către un tratament personalizat pe care poți să-l realizezi în confortul casei tale. Practic, primul pas al pacientului este un consult prin apel video. Pentru că astăzi majoritatea oamenilor au un smartphone și au prin intermediul acestui instrument poți să te vezi cu doctorul și doctorul să poată să facă, de exemplu, o inspecție a dosarului medical în cazul în care poate deja prezinți. Ai un RMN și nu știi încă ce înseamnă, cât de grav este acel RMN. Timpii de așteptare sunt foarte mari în sistemul de stat și practic un om cu durere poate să aștepte 2-3 săptămâni până când are un second opinion sau opinie asupra acelui RMN. Discuția cu cei 3 specialiști sau doar cu unul? Pe rând. Primul rând vorbește cu un specialist în recuperare medicală, un medic care îi interpretează documentele medicale, îl întreabă despre comportamentul durerii, despre istoric, despre modul de manifestare al durerii. Urmează să-l testeze fizic și vizual, pentru că poți să te văd. În baza acestui consultații se poate stabili dacă poți să mergi în pasul numărul 2, care în majoritatea situațiilor presupune începerea unui plan de gimnastică medicală pe care o poți face din confortul casei tale. Practic, pacientul în baza consultului, dacă nu se califică pentru terapia chirurgicală, el va primi indicații pentru kinetoterapie realizată din confortul casei sale. Un lucru iar extrem de important este introducerea elementelor integrative, adică pacientul primește inclusiv consult cu specialistul în medicină de nutriție, da, cu specialistul în diabet, de exemplu, care poate să-i întocmească un plan de alimentație antiinflamatoare. Vorbim despre situații în care durerea este însoțită de un proces inflamator, iar alimentația joacă un rol important conform dovezilor științifice. Iar a treia componentă din tratamentul conservator este abordarea psihoemoțională. Pacientul poate fi văzut de către un specialist în psihologie, care începe consilierea psihologică în terapia durerii, deci în managementul durerii, prin dezvoltarea unui control emoțional mult mai bun. La 6 săptămâni, ăsta este un termen foarte important, de urmarea tratamentului conservator din confortul casei tale, ai parte de o reevaluare. Din nou, același specialist care te-a văzut inițial te va suna și te va întreba, evident, care este răspunsul la tot acest traseu și intervenții multidisciplinare. În 6 săptămâni se recuperează coloana, se recuperează mușchii sau este timp
timpul în care se fac noi obiceiuri sănătoase. În 6 săptămâni, de fapt, este urmarea ghidului și protocolului internațional oferit de Asociația Americană de Neurochirurgie, care dă timpul necesar pentru remisia acestor fenomene de durere severe pe care pacientul le poate resimți. În majoritatea cazurilor, după 6 săptămâni, imaginați-vă că percepția durerii de la 0 la 10 s-o oferim foarte ușor de înțeles. Dacă pacientul prezintă o durere severă de 8, de 9, el dacă în 6 săptămâni conduce durerea la 4, de exemplu, este un progres spectaculos pe care îl are, non-chirurgical, non-farmaceutic. Dacă, în continuare, după 6 săptămâni la reevaluare, el prezintă o durere importantă care nu a avut un răspuns pozitiv la tratamentul conservator, se va merge în pasul următor, care presupune, de fapt, posibilitatea de intervenție chirurgicală minim-invazivă. De exemplu, se poate interveni într-o formă de terapie a durerii prin infiltrații spinale. Practic, în focarul de inflamație se va introduce o substanță și un cocktail medicamentos de către medicul specialist în terapia durerii. Aceasta e o disciplină care în România nu cred că sunt pe o mână specialiști în terapia durerii. Unde se poate face acest... În centrele medicale de specialitate, partenerii cu care noi lucrăm... Adică dacă vorbim de cineva care este de la Roman sau Piatra Neamț, trebuie să vină în București? În mod categoric, da. Și mai mult decât atât, el va primi un coridor de prioritate. Este extrem de important că timpii de așteptare se scurtează la minim. Dacă vorbim de un deficit motor, de exemplu, pacientul acuză o durere severă de spate, dar este dublată de o incapacitate de a se mai ridica pe vârfuri. Da. Acesta este un semn extrem de sever care trebuie abordat chirurgical în majoritatea cazurilor rapid. Practic, pacientul este văzut de către neurochirurg, deci el sare de terapia durerii și echipa formată, de exemplu, din domnul doctor Ionuț Gobei sau Dorin Bică, unul dintre cei mai buni neurochirurgi ai României, îl va putea vedea în apel video, îi vede RMN-ul și îi spune, da, confirm nevoia de intervenție chirurgicală și se formează un coridor de prioritate. El din Roman vine direct în București, pregătit fiind toată echipa să-l preia și astfel în 24 de ore se poate interveni. Timpile aceștia, repet, sunt extrem de vital privind sănătatea nervoasă periferică pe termen mediu și lung. Bine, și acest ecosistem pe care l-ați pus la punct, interdisciplinaritatea de a găsi și un medic chirurg și un specialist în recuperare, pentru că e cam greu să-i așezi la masă, iar tu ca pacient te duci cu dosarul când la o ușă, când la alta și nu mai înțelegi absolut nimic. Așa este și este un beneficiu fantastic pentru că am reușit să facilităm accesul oamenilor din confortul casei lor, formând practic un sistem de filtru. Pentru că foarte mulți, din păcate, pacienți români fac un RMN în urma căruia vin și spun vreau să mă duc la un neurochirurg să văd ce-mi spune. Însă nevoia de a avea un consult neurochirurgical este dublată de anumite semne pe care alți specialiști trebuie să ți le interpreteze și să-ți ofere această undă verde de a te vedea neurochirurgul. Acest sistem este ca un filtru de primă instanță prin care se triază problemele, afecțiunile de coloană sau de musculatură. Exact. Și fiecare persoană care intră în acest sistem este orientată exact unde ar trebui să meargă fără să mai bâșbâie prin sistemul medical. Prima temere a pacientului este oare am nevoie de operație sau nu. Și aici intervine medicul specialist în recuperare medicală prin consultul de debut în care îi spune... Condiția noastră fizică poate avea un răspuns favorabil la tratamentul conservator. Indicația mea este să urmați acest traseu. Și acest sistem, la acest sistem are oricine acces? Cu siguranță. Facem prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate? Sau care este procedura financiară? Pentru că știm destul de bine, sistemul medical românesc este scump în România. Este foarte ieftin, permiteți-mi să vă contrazic. Prin comparație cu aceleași sisteme, cu aceleași specializări și aceleași echipamente utilizate, la câteva sute de kilometri distanță, vorbim de Germania, Austria și Elveția, consultație... Și nivelul de trai acolo e mai mare, așa dar, este, dar specializarea și competențele oamenilor sunt identice. Știu. Știm problemele economice, acesta este un sistem medical privat, deci nu este suportul, nu va interveni în suport cu casa de asigurări, însă ce am promis pacienților și toți cei care, de exemplu, ne urmăresc și vor accesa acest ecosistem, vor putea vedea de departe cel mai eficient și econom sistem medical orientat în beneficiul pacientului. Vorbeați de acele exerciții pe care pacientul trebuie să le facă acasă. Cum se poate asigura cineva că le face corect, are o supraveghere sau că le face? Pentru că oamenii își pierd motivația foarte repede și au sentimentul că dacă după o zi sau o săptămână îi doare mai puțin spatele sau au luat un antiinflamator, atunci s-a rezolvat problema. Avem un sistem integrat care permite monitorizarea pacienților privind gradul de utilizare al planului personalizat. Aceștia sunt contactați în cazul în care se observă
observă întârziere față de gradul de utilizare. Deci s-am oferit 30 de ședințe de gimnastică ca și indicație. Dacă într-o săptămână văd că lucrurile nu evoluează, vei fi contactat de către echipa medicală să vedem ce s-a întâmplat cu tine și să încercăm să te inspirăm să duci la capăt planul de exerciții. Privind gradul de realizare a exercițiilor, cum ai spus tu, corect, eu aș vrea să încurajăm oamenii spre optica de acuratețe. Pentru că sistemul acesta îți oferă posibilitatea de oglindire, deci practic tu vezi un fizioterapeut care face exercițiu și tu nu ai decât să-l copiezi. Da. Gradul de acuratețe în mod categoric poate fi mai mic decât 100%, în mod incontestabil. Însă asta înseamnă că beneficiul pe care tu îl primești nu este de 100%, ci este de 90% sau de 80% sau poate de 70%, dar nu vorbim de riscuri. Nu vorbim de efecte secundare, ci vorbim doar de procentul de beneficiu pe care tu l-ai putea primi în urma unui astfel de program de exercițiu. Cu alte cuvinte, o persoană care stă, de exemplu, în Roma sau într-un oraș mult mai slab din punct de vedere al infrastructurii medicale, va putea să primească în confortul casei sale beneficiile unei astfel de echipe integrative în proporții de 80% prin comparație cu nimic. Prin comparație cu a se deplasa în fiecare zi 60-70 de kilometri într-un tratament ambulatoriu. O soluție foarte bună. Pe finalul discuției noastre aș vrea să ne întoarcem la, la tocuri și aș vrea să-mi răspundeți în felul următor. Când o fetiță poartă pantof cu toc și care este dimensiunea, de la ce vârstă, noi, femeile adulte, dacă putem să purtăm stiletto și după 2 ore de stat pe stiletto să trecem instant la balerin sau la Adidas, adică dacă ne afectează coloana și după aceea cu sedentarismul, neapărat. Referitor la tocuri, trebuie să știm faptul că există formule cu ajutorul cărora putem să calculăm înălțimea tocului ideal. Și în acest sens, pe pagina mea de Facebook și pe toate canalele de socializare personale, am căutat să inspir oamenii să o aplice atunci când merg în magazine. Referitor la impactul tocului privind statica vertebrală, este unul într-adevăr important. Dacă înălțimea este mult prea mare, proiecția centrului de greutate va fi încurajată să fie spre înainte. Asta înseamnă că vei avea nevoie să compensezi ca să nu cazi și te vei lăsa ușor pe spate și vei face o accentuare exactă a curburii lombare. Deci acea scobitură lombară de care noi știm cu toții lordoza va deveni foarte puternică, prin urmare mușchii vor fi foarte tonici, hipertonici și poți prezenta dureri de origine musculară, contracturi musculare. Mai mult decât atât, urcatul pe tocuri foarte înalte, vorbind de plus 8-9 cm, asta înseamnă foarte înalt deja, conduce la scurtarea tendonului ahilian. De aici, din nou, pot deveni probleme diverse dureri după sau probleme merge de statică la dinamică. Nu știu de ce ai întrebat asta, pentru că domnul Ilie ne spune, de fapt, să nu ne mai urcăm pe tocuri, nu? Eu vă încurajez să vă calculați înălțimea tocului. În medie, de obicei, pe exemplu, pentru o persoană de 1,65 sau 1,70, înălțimea tocului nu poate depăși 5-6 maxim centimetri, pe care, atenția, să-i utilizăm 12. Pentru Mulțumim o perioadă scurtă. Mult de tot Mulțumim. Pentru toate aceste explicații. Să sperăm că nu vom avea nevoie de ajutorul domnului.